regăsit la un nou episod al show-ului meu. Vă propun o rețetă interesantă, foarte simplă și peste măsură de delicioasă, spaghetti din dovlecei. Haideți să vedem ce ingrediente vom folosi. Pentru spaghetti vom folosi dovlecei, zucchini sau castraveți. Pentru sosul de roșii vom folosi un sfert de linguriță de condimente, un mix de condimente, un cățel de usturoi, un sfert de linguriță de cimbru sau după gust, 10 grame de caju, jumătate de linguriță de ulei presat la rece, sare de asemenea după gust, pătrunjel, un fir, nu foarte mult, roșiile ca element de bază, mărarul, foarte puțin, tot așa un fir, și puțină apă. Pentru spaghete vom folosi această mașină manuală, o puteți găsi la Rovigan Mall. Este o mașină care are trei feluri de răzătoare, dintre care aceasta care o vom folosi în seara asta face spaghete. Haideți să vă demonstrez cum funcționează. Așa. Înainte de asta, să iau pe toți că voi avea nevoie de o farfurie. Așa. Nu se va arăta doar așa ca să vă dați seama. Așa. Țin mai aproape. Și iau uite așa rămas din dovlecel, decât atât. Ia uite ce lungă e. Ador mașina, că e superbă. Se fac pe toți, că deja avem mai mult decât necesar. Așa. Vom face sosul. Și în primul rând ingredientele principale, haideți să vedem. Nu e neapărat nevoie să le tăiați, eu le tai ca să ajut puțin blenderul, după cum știți. Nu le vom blendui mai mult de 2 minute, încercăm să păstrăm nutrienții cât mai intacți. Știți că la blendere, de obicei, dacă blendui mai mult de 2 minute, se încing toate și se transformă într-adevăr într-un sos fierbinte, dar cu mai puține enzime sau deloc. Aproape gata. Și vom lăsa 3, să spunem, pentru final. Le vom toca ca să avem și bucățele. Sau mai bine fac așa. Bun. Cimbru. Le voi pune pe tot. Caju. Adaug caju deoarece îmi place ca sosul să fie cremos și se va modifica gustul. Uleiul, presat la rece neapărat. Usturoiul și mixul de condimente. Ce mai avem? Pătrunjel. Să zicem două firicele de genul acesta. Așa. Și mărar. Tot așa, două firicele. Și să nu uităm de apă și de sare. O să mă întrebați poate, dar câtă apă ai adăugat? Eu spun că
în jur la 2 linguri de apă. De obicei se acoperă un sfert din cantitatea roșilor care deja se află în blender, deoarece roșiile sunt zemoase și zeama roșilor va ajuta robotul să meargă în continuare. Și dacă vă mai aduceți aminte de la dovlecean, au mai rămas resturile acestea. Le adăugăm și pe ele în robot, în blender. Și sarea. Foarte puțină pentru început. Așa. Vom gusta după aceea să vedem dacă ne place. Haideți să vedem dacă ce o să iasă. E foarte bun. Așa, și să nu uităm, o să pun asta la loc, să tocăm și câteva roșioare. Așa. Vara, vă dați seama că cu roșii care într-adevăr sunt crescute natural, gustul sosului și, în general, spaghetelor va fi diferit. Așa. Bun. Haideți că mai am un pic în asta. Vom adăuga. Să zicem spaghetele noastre. Ia uite ce frumoase sunt. Peste ele sosul. Și vă voi arăta într-un minut produsul final. Sper că v-a plăcut această rețetă. Vă aștept cu drag și data viitoare. La revedere! Okay. Sounds good. Good.